BCMU s-a impus în deplasarea de la Marul Dunării, în fața echipei fostului selecționer Florinini. Piteștenii joacă acasă în weekend cu Dinamo, o echipă pe care au întâlnit-o de mai multe ori în acest debut de sezon, fie în cupă, fie în meciuri de pregătire. I expect good game because both teams have potential to play good basketball. We already played, I believe, 5 times with them till now. So team knows each other very well. There will be no big surprises. I hope that here in front of our fans we'll succeed to win again. I don't expect that it will be easy because they're a really good team. You can see that they won 2 very important games in the championship, the Open Championship, very well. And it's a little bit different now than cup competition. BCMU Pitești Dinamo este sâmbătă de la ora 18 în sala sporturilor din Trivale.